Infidelul, episodul 9. Asia i-a întins o capcană lui Vulcan, provocându-l să o lovească. Vulcan este arestat, iar Asia nu depune plângere împotriva lui cu condiția să accepte termenii ei la divorț. Vulcan pierde totul și în cele din urmă, el și Derin decid să plece în America. Asia știe că într-o zi Vulcan se va întoarce regretând ce a pierdut. După 2 ani, Vulcan și Derin se întorc. Au o fică pe care au numit-o Zeynep. Vulcan are o afacere de succes și a ajuns un arhitect cunoscut. Cuplul trimite invitații persoanelor din cercul lor social la petrecerea pe care o vor da cu ocazia întoarcerii lor. Între timp, Asia a devenit medic șef la spitalul. Ali primește și el o invitație, dar spune că nu vrea să meargă. Vulcan susține că a lăsat în urmă trecutul lui cu Asia și că s-a întors pentru Ali. Reia legătura cu prietenii lui și îl convinge pe Mert că îl va ajuta să găsească investitor pentru afacerea lui. Pe de altă parte, îl caută pe Seluk, care vrea să se răzbune pe Asia că să îl ajute în planurile sale. Vulcan îl convinge în cele din urmă pe Ali să meargă la petrecere. Ali nu o anunță pe Asia, dar Vulcan îl asigură că îi va trimite el un mesaj pe drum, însă nu o face. În schimb, îi trimite o fotografie de familie de la petrecerea cu soția și copiii lui. Asia este la restaurant cu colegul ei, Turgay. Când primește fotografia, îl sună pe Ali, dar el nu aude telefonul care i-a rămas în geantă. Până la urmă, Asia merge la petrecere după el. Când Seluk îl anunță că Asia este la ușă, Vulcan își începe discursul în care, printre altele, spune că s-a întors mai puternic și nimeni nu îl mai poate dobori. Derin o vede pe Asia și îi spune să plece pentru că este o petrecere privată. Asia îi arată invitația ei pe care a primit-o de la Vulcan.